Salutare într-un nou vlog. Eu sunt Lara. Și el e Nero. Bună dimineața, bună seara sau ori ce-ar fi la voi acum. Revenim cu un vlog mai atipic, mai scurt. Pentru că astăzi vom merge la plajă și nu orice plajă. O plajă în România, una care am înțeles că are cea mai turcoază apă și, din păcate, noi n-am ajuns până acum. Haideți să o vedem împreună! Și cam aceasta este apa de la Tuzla. Noi suntem pe plaja neamenajată, unde stai cu prosoape, umbrele și-a adus fiecare de acasă și noi. Din ce am văzut, se spune că este cea mai turcoază apă de pe litoralul românesc. Și, într-adevăr, este cu totul și cu totul altă culoare decât ce știam. O să vă arătăm imediat. În partea aceea se pot sta la umbrele pe niște pufuri și mai încolo sunt șezlonguri și, bine, plaja este o limbă de nisip foarte lungă. Dar în zona aceasta este amenajat. Nu o să vă mint, e plin de alge. Cel puțin acum, cum am nimerit noi. Și sunt valuri foarte mari, adică nu poți nota ca lumea. Intri în apă, nu e o problemă. Dar trebuie să stai cât mai la mal ca să nu se întâmple altceva. Și miroase un pic alge. Se vede că s-au depus de ceva timp. Cam asta este o primă impresie. Prețurile păreau ok, 50 de lei șezlongul. Drumul este un drum complet de pământ prin câmp. Dar cred că merită. Cel puțin poți să vezi culoarea asta apei. Sper că se vede suficient de bine pe cameră. Ok, deci cum ziceam, aici e zona de pufuri. Noi am stat la cearșafă, pentru că nu stăm mult. Și aici sunt o terasă și foarte, foarte multe șezlonguri. Și pare că nisipul e din ce în ce mai fin cu cât ne apropiem de șezlonguri. Că acolo era cam cu pietre, nu știu dacă se vede pe picioarele mele, că sunt plină de pietricele. Drăguț amenajat. Am văzut că este și o bibliotecă aici. O barcă unde să-ți faci poze, leagăne. Mult mai amenajată decât pe vremuri, ai crede că e o plajă sălbatică, dar ai de unde să-ți cumperi ceva. În schimb, plaja Tuzla e mai mare din ce știu, deci mult mai încolo găsim și acea plajă sălbatică unde nu ai absolut nimic pe plajă. Facem poze, Răzvan? Nu vrea. Ne-am oprit la o masă, la umbră, se aude muzică pe fundal, nu știu cât de, sper să nu se audă și pe cameră. Stăm cu view-ul spre umbreluțe și pe o bere fără alcool și două cafele am dat 36 de lei. 34 de lei. Decent pentru o terasă pe plajă față de ce am mai auzit de pe literal românesc. La plaja Vongol a fost a Cochilia, din ce știu eu. Așa arată drumul, să vă arătăm și cum am ajuns aici. Am coborât, a fost mai ușor la coborâre, să vedem și urcarea. Sunt două dealuri, practic, prin vegetație. Și apropo, pe marginea plajei găseam o mulțime de stuf. Aici se vede mai puțin. Trebuie să muncești un pic ca să ajungi aici și ca să pleci. Parcare, se putea ajunge și până aici jos, dar majoritatea am văzut că au parcat sus și acolo am parcat și noi. Am ajuns în prima parcare.
E foarte cald. Nu e greu drumul, că e un dalmicuț, da. E foarte cald. Parca ceva oameni aici, noi nu știam unde, așa că am lăsat-o sus. Deci mai urcăm încă un deal prin stuf. Ne simțim ca în delta Dunării. Dacă n-ar fi așa de cald, ar fi și mai ok. Și dacă toți suntem aici, așa transpirați urcând un deal, ne-ați dat subscribe sau abonează-te, un like, un comment, ceva? Cam aceasta a fost ziua noastră. Lara, ce le spui? Nu uitați de follow pe Instagram și pe TikTok. _ just to travel și just to travel. Până la data viitoare! Pa!